Întotdeauna s-a gândit ca an de an să fie nou. Ce este nou și vom sublinia poate de fiecare dată cu această noutate, nu există vedete în festival, festivalul este vedetă. Ce ne recomandă practic prin tot ce am construit până la ora actuală e asta, această transmisie în direct a festivalului, iată 3.600.000 de accesări ale unui site cultural, ceea ce e mare lucru, noul directorat onorific in memoriam Sergiu Nicolaescu și nu în ultimul rând blazonul de bună purtare, cum spunem noi, al prin înaltul patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Margareta. Iar cele patru înscrieri în Cartea Recordurilor, cu ce am încercat noi, cu spada titanilor, covrigul uriașilor și masca vraciului și nu în ultimul rând drapelul cavalerilor, sunt lucruri care țin dincolo de înscriere în Cartea Recordurilor și de un spectacol pe care îl oferim în jurul acestor evenimente. Iată-ne într-o colaborare și e mare lucru că Centrul Național al Cinematografiei împreună cu ARF au acceptat demersul nostru de a fi împreună pentru această ediție și prin filme. Atâta vreme cât considerați, cel puțin din punctul meu de vedere și cel care am propus ca Sergiu Nicolaescu să poarte acest simbol al nostru, al lumii medievale și lumii artistice medievale, se reprezintă și prin proiecțiile de filme. E vorba de Mircea, de Nemuritorii și de Mihai Viteazul. Pentru toți cei care iubesc arta medievală și au fost în astfel de situații și au ajuns la Sighișoara, s-a încercat pentru această ediție să aducem aproape pe toată lumea care este cuprinsă și nu sunt mulți, trebuie să vă spun, care se apropie ca și forma artistică de reprezentare din lumea medievală. Aproximăm undeva la 23.000 de turiști, cu toate că în cetate cred că ne vom înscrie undeva în jur de 20.000 timp de 3 zile. Pentru că, practic, accesul la spectacol e vineri, sâmbătă și duminică cu acel, am spune, bilet de intrare spectacol pentru tot ceea ce se va întâmpla timp de aproape 12 ore cu siguranță în cetate. Îmbrățișez această idee de festival medieval la Sighișoara și pentru mine faptul că Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film este implicată, consider că dă o altă ținută și pune mult mai mult în valoare nivelul profesional al acestui festival. Anul acesta, directorul onorific al acestui festival este Sergiu Nicolaescu, cel care a fondat și această uniune, Uniunea WARF, și vor fi 3 proiecții cinematografice. Este vorba despre filmele Nemuritorii, Mircea și Mihai Viteazul, toate 3 în regia regretatului Sergiu Nicolaescu. Bineînțeles, maestru Ioan Cărmăzan, care este președintele acestei uniuni în prezent și care a preluat ștafeta direct de la Sergiu Nicolaescu, va fi prezent la acest festival și sperăm să ajungem și noi. Sper să ajung și eu măcar o zi și să iau parte la manifestările culturale de acolo, care pur și simplu abundă. Și cum am zis, este copleșitor să vezi un program atât de încărcat și sunt sigură că fascinația vizitatorilor și spectatorilor va fi pe măsură. E o asociere care începe acum. Eu mă bucur foarte tare, începe sub niște auspicii foarte bune pentru noi. Noi suntem WARF-ul, suntem o asociație pe care a înființat-o Sergiu Nicolaescu, a condus-o timp de 20 de ani. Încercăm să continuăm tradiția lăsată de Nicolaescu, iar faptul că festivalul de la Sighișoara s-a gândit să îl ia ca un fel de director onorific în memoria pe Sergiu și să proiecteze 2 din filmele lui Sergiu, într-un fel sau altul ne onorează. Și sper ca dincolo de ea, în continuare, să putem să avem o bună colaborare, pentru că eu cred că acolo unde se adună 10, 15, 20, 25 de mii de tineri, e bine să venim în întâmpinarea lor, să-i punem, să-i provocăm să cunoască cinematograful. Cinematograful pe care l-au făcut colegii mei când ei erau nenăscuți, pe care l-au făcut colegii mei care sunt de vârsta mea și care sunt contemporani cu ei, pentru că probabil toate celelalte filme le văd pe televiziuni sau le văd, dar astea sunt filme cumva din patrimoniul național,
așa cum am spus și la conferința de presă, există cel puțin foarte multe filme care sunt ecranizări ale literaturii de cea mai bună calitate din istoria literară românească, de la Cel mai iubit dintre pământeni până la Tănase Scatiu, până la, eu știu, Marea dincolo de pod, Nunta de piatră și Felix și Otilia. Și atunci cred că această, ca să zic așa, colaborare pe care am început-o poate să fie benefică atât pentru festival, cât și pentru WARF și pentru filmul românesc. Am impresia că festivalul s-a maturizat. Deci eu am fost la prima ediție, erau niște începuturi, era ușor ca orice pionierat. Niște dansuri medievale pe o scenă, două care alegorice care traversau orașul, încercări. Între timp s-a maturizat, am uitat pe program, e un program destul de complex, în care există teatru, există muzică și acum există și filme, deci se vor proiecta François Vion și Nemuritorii lui Sergiu, și că probabil există foarte multe posibilități de a dezvolta în viitor tot felul de teme de legătură între festival și cinematografie. Ba, putem să spunem că putem merge până acolo încât să încercăm cu mijloacele noastre, cu ajutorul lor și cu studenții mei și cu directorul festivalului, să încercăm să producă un film, să zicem, scurt, istoric, dar producția noastră proprie. Eu cred în proiectul ăsta pentru că mai sunt încă foarte mulți oameni care mai sprijină. Dar sprijină în general aceste acțiuni, hai să le numim particulare, care nu vizează sume mari de bani și care nu vizează ideea de hai să păcălim pe cineva, știi? Sunt foarte, e foarte important când te duci la un om cu bani să simtă că e un fel de act pur și simplu și că banii aia pe care îi dă sunt chiar investiți în proiectul ăla. De multe ori un om cu bani nu dă pentru că îi se pare că banii nu sunt folosiți pentru ceea ce trebuie, pentru că nu au certitudinea asta. Ori cred că o asemenea întreprindere cu studenți, cu festivalul, care s-ar putea să fie benefică.